astăzi s-a născut Hristos, Mesia chip luminos. Lăudați și cântați și vă bucurați, lăudați și cântați și vă bucurați. Aproximativ 30 de deținuți au recitat colinde și au prezentat datini și obiceiuri specifice sărbătorilor de iarnă, cum ar fi capra și ursul, totul sub îndrumarea profesorilor de la școala numărul 34 Mihai Viteazu. Scopul acestui spectacol a fost de a aduce puțină lumină și bucuria Crăciunului în inimile persoanelor private de libertate. Pregătirile pentru acest spectacol au început, cred că, de la jumătatea lunii noiembrie, prin activități extracurriculare dezvoltate de către profesorul de muzică. Dumnealui este promotorul pregătirii acestui spectacol, cel care a venit cu noutăți, cel care a pornit de la cântecul fluierului și a ajuns să implice și persoanele private de libertate. În această perioadă desfășurăm mai multe activități cu partenerii și colaboratorii noștri din comunitate, tocmai pentru a umaniza puțin viața carcerală și pentru a continua tradiția acestor sărbători. În acest sens, sunt organizate două expoziții la Sala Eminescu a Bibliotecii Vea Ureche și Palatul Copiilor, cu lucrări realizate de deținuți în atelierele de terapie ocupațională, cu specific al acestor sărbători. Ne-au călcat pragul și colindătorii de la Ascor și Protoieria Tecuci. Au fost colaboratori care au donat cadouri pentru copiii deținuților sau pentru deținuții care nu beneficiază de suportul familiei. Tot în contextul acestor sărbători, două persoane private de libertate din regim deschis, care s-au evidențiat prin implicare în activitățile lucrative sau conduită pozitivă, au beneficiat de permisiunea de ieșire din penitenciar pe durata de 24 de ore, astfel că vor avea ocazia de a petrece sărbătorile alături de familie. Deținuții s-au pregătit cu mult timp înainte pentru eveniment, cu gândul la cei dragi de acasă. Cât v-ați pregătit pentru spectacol? În jur de o lună ne-am pregătit zi de zi, s-au implicat profesorii foarte mult pentru a face aceste colinde, aceste plugușoare, pentru că s-apropie sărbătorile de iarnă și să aducem puțină bucurie, puțin zâmbet pe chipul la fiecare deținut. Un mesaj pentru cei de acasă? Un mesaj, îi iubesc, aștept să vină în sânul familiei și doresc tot binele din lume, sănătate și să mai aștepte puțin, că mai am puțin și o să vin lângă ei. În două săptămâni jumate ne-am pregătit pentru acest program artistic bine organizat. Un mesaj pentru cei de acasă? La mulți ani și că iubesc foarte mult. Acest gen de manifestări în prag de sărbători sunt o tradiție pe care conducerea penitenciarului se străduiește să o păstreze, pentru ca și deținuții să simtă apropierea Crăciunului.